Un interlop din Vaslui l-a umilit pe agentul de poliție care l-a oprit pentru că a fost depistat circulând neregulamentar. Șoferul l-a întrebat dacă este prima oară când amendează un șmecher. Individul care circulă și fără permis i-a reproșat apoi agentului că amenda este prea mică. Șoferul l-a întrebat pe polițist în timpul discuției dacă este nou, că pe el îl cunoaște toată lumea. Ba mai mult, a susținut că are obiecțiuni pentru procesul verbal, dar a refuzat să le spună. M-a dat avertisment la naționalizare și la tulburare, iar la lipsul documente va dat amendă. Cât? 870 lei, 435 lei, 15 lei. Bătaie de joc. De ce? Păi asta e amendă de oameni sărași. Ce mai dai și tu mai mult? Vă permiteți, nu? Păi da, am consumat de 2 milioane de când stau scris proces verbal. Stau cu motorul pornit. Asta e amendă. Dacă știam, vă dădeam bani și plecam. Prima oară când dați amendă la un șmecher. O dura cam mult. Serios? Păi până v-am verificat pe stație, n-aveți certificat, n-aveți permis. Eu trebuie să vă verific. Da, e bănuiesc, ești nou. De ce? Păi mă știi toată lumea, adică... Și nu mai trebuia să mă verifici.